Super eveniment organizat de tineri, două zile de sărbătoare au pregătit voluntarii de la Asociația Sirius, iar cei care vor fi prezenți nu vor regreta târgul și atelierele meșteșugărești, momentele artistice, concursurile, dar și parada satelor. În acest an, folcloristica va avea loc într-o comună din apropierea Târgului Frumos. Eveniment deosebit în acest sfârșit de săptămână este vorba despre cea de-a doua ediție a Festivalului Folcloristic organizat pe stadionul din satul Bălțaț în perioada 24-25 septembrie. Din program nu vor lipsi piese de teatru, ateliere meșteșugărești, momente artistice, proiecții de film, petrecerile și concursurile tematice. Cu alte cuvinte, două zile de neuitat. Programul va fi sâmbătă și duminică, vor fi două zile de festival. Și vom avea mai mulți artiști din mai multe comune din județul Iași, o multitudine de artiști. Vom avea și o trupă rock duminică care va cânta și vor fi în general momente artistice de inspirație tradițională sau chiar tradițională, muzică populară, teatru, dar în general va fi muzică. Intrarea este liberă pentru cei ce poartă cel puțin o piesă din costumul popular. Pentru toți ceilalți, intrarea va fi de 7 lei, bani care vor fi investiți în împădurirea zonelor defrișate din comuna Bălțați. Eveniment făcut prin programul european Erasmus Plus și este făcut în cadrul proiectului aplicat de noi, Grow Your NGO. Sunt implicate mai multe țări europene, am dorit să-l facem la nivel internațional. Programul festivalului îl găsiți pe site-ul bitv.info.